Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Bun venit la videoclipul nostru despre 5 lucruri neștiute despre Suedia, fika. Fika este o tradiție suedeză care implică post scurte de cafea și prăjituri. Este o tradiție importantă în cultura suedeză și este o modalitate populară de a socializa și de a lua o pauză de la rutina zilnică. Iarna suedeză, Suedia este faimoasă pentru iernile sale friguroase, dar și pentru modul în care oamenii se descurcă cu aceste condiții. În timpul iernilor, Suedia are o mulțime de festivaluri și evenimente care implică activități de iarnă, cum ar fi schiul, patinajul și seniușul, designul suedez. Suedia este cunoscută în lumea întreagă pentru designul său. Branduri suedezie celebre, cum ar fi Kia, HM sau Volvo, au reușit să-și facă un nume pe plan internațional, iar arhitectura și designul de produs suedez sunt recunoscute în toată lumea. Înțelegerea egalității de gen, Suedia este una dintre cele mai egalitare țări din lume, iar această valoare este puternic prezentă în societatea suedeză. În Suedia, egalitatea de gen nu este doar un concept, ci o realitate, iar acest lucru se vede în toate aspectele vieții, de la politică și economie până la viața de zi cu zi. Lapland. Lapland este o regiune din Suedia situată deasupra cercului polar arctic. Este o destinație populară pentru turiștii care doresc să vadă aurorele boreale și să se bucure de frumusețea naturii sălbatice. În plus, Lapland este și locul de origine al lui Moș Crăciun, ceea ce face ca această regiune să fie și mai specială. Acestea au fost 5 lucruri neștiute despre Suedia. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm la următorul videoclip.